Bună, Rac, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 7-13 august. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Rac, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus, apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare. Dragii mei raci, pentru voi este o săptămână în care veți intra în contact cu foarte mulți oameni și este o săptămână în care va fi nevoie să luați niște decizii foarte importante privind viitorul vostru din punct de vedere profesional sau privind relația cu prieteni, privind situația voastră financiară, da? Vedeți voi, vi se cere să vă mai concentrați puțin și pe partea asta profesională în săptămâna asta. Veți trece printr-o perioadă de schimbări. Însă, atenție, este vorba despre niște probleme vechi legate de bani, legate de casă, legate de niște prieteni, legate de anturajul vostru. Vedeți că acolo este un moment în care fie deodată așa vi se schimbă un plan de viitor, fie pentru alți raci poate să fie un moment în care aveți în sfârșit curajul să vă eliberați din acele relații mai puțin plăcute. Tot săptămâna asta, știți cum, se produce un eveniment, de fapt niște evenimente foarte mari pe cer, cu importanță majoră din punctul meu de vedere, se simt toată săptămâna, se vor simți și puțin săptămâna viitoare, în care Juno, asteroidul căsătoriilor, asteroidul contractelor, asocierilor și a parteneriatelor, e în zodia voastră. Face o opoziție cu Pluto din Capricorn, de pe casa 7, de pe casa relațiilor. Și, de asemenea, aceștia fac și quadratură la noduri. Și, dragi racii, e un moment acolo de răscruce de drumuri pentru voi. Da? Mai ales pentru voi, pentru că va fi nevoie să luați niște decizii foarte importante privind casa, familia, privind viața voastră profesională, privind niște colaborări care trebuie rupte. Pentru unii raci, puteți să auziți în casă, în familie, de o despărțire, de un divorț, puteți să auziți de un moment în care știu eu, cineva ia o decizie radicală acolo. Da? Chiar voi puteți să spuneți, gata, închid colaborarea asta sau merg într-o altă direcție, pentru că vedeți voi, Venus acolo retrogradă vă arată, da, acum și partea aia mai puțin roză a lucrurilor, pentru că vi se spune clar, bun, cât ești plătit, cât de mult ești apreciat, cât de mult te apreciezi tu pe tine. Că da, poate e un moment în care ți se cere să-ți mai vezi puțin și interesul tău. Pe de altă parte, este o săptămână foarte bună în care ești foarte bine susținut pe relația cu rudele, pe relația cu anturajul tău. Vezi că acolo este cineva care îți poate oferi un sfat extraordinar de bun sau dacă ieși și îți cauți un loc de muncă, îți cauți o colaborare, cauți chestiuni de genul acesta, vezi că este cineva în anturajul tău care îți poate da o informație foarte prețioasă. Săptămâna asta este ca și cum îți dai așa o resetare. O resetare din toate punctele de vedere. Hai să vedem, dragi dragi, dar e cu sirene, e cu lucruri intense. Hai să vedem, arhanghelii, ce transmit, ce trebuie să știți voi pentru această săptămână. Să vedem pentru rac. Justiția divină imanentă. Numerele importante. 3, 2, 5, 32. Este cu adevărat o săptămână pentru tine în care iei decizii importante. O săptămână în care poți să ai legătură cu actele, poate chiar cineva din jurul tău ia o decizie importantă. Culorile pentru tine sunt albastru, galben, portocaliu și văd aici un bărbat șaten
cu barbă, poate, este cineva care, să știi, că are un rol foarte important pentru tine în această săptămână. Poate chiar acest personaj ia o decizie sau îți vine în ajutor pentru a clarifica o anumită situație în care te afli. Arhanghelul Racuiel este cel care îți transmite un dar, o ghidare. Sunt emisarul înțelept al justiției divine. Sunt apărătorul angelic al celor prigoniți, asupriți, neîndreptățiți, persecutați. Fac să reapară dreptatea și armonia divină în toate situațiile în care s-a încălcat ordinea dumnezeiască. Deci, dragii mei raci, este o săptămână în care aveți un ajutor în acea situație în care ați fost neîndreptățiți, în acea situație pe care voi ați considerat-o ca fiind nedreaptă pentru voi. Și de asemenea, văd că apare armonia, apare dreptatea, da? Într-o anumită situație. Deci se face dreptate divină pentru tine. Să vedem în continuare și tarotul ce transmite, ce trebuie tu să cunoști. Unii poate auziți de niște vești legate de un proces, nu știu dacă sunt deschise tribunalele prin perioada asta, dar sau ceva legat de acte, de o hotărâre, ceva se decide. Hai să vedem, dragi raci, arhanghelii, arhanghelii, tarotul ce zice. Vedeți, nu rămâneți cu gândul în trecut, tot înainte, dragi raci, tot înainte. Vedeți că aceste aspecte care sunt pe cer nu ne mai lasă pe niciunul dintre noi să mai stăm în situații toxice, nu ne mai lasă să suferim, ci ne îndeamnă spre acțiune. Spre acțiune. Încă o dată, mai simt. Și pentru tine avem 5 de bâte, arcana majoră, moartea, wow, pajul de cupe, 9 de monede, 10 de spade, se închide ceva. Se închide ceva săptămâna asta și văd multă împlinire, bucurie pentru tine. Îți recapeți încrederea în forțele proprii. Văd aici noi emoții pe care tu le vei simți, dar tot în această săptămână te vei bucura de viață. Poate mergi într-o vacanță, poate îți iei un timp liber pentru sufletul tău. Văd aici o conexiune foarte puternică pentru unii cu un copil sau poate chiar cu o nouă persoană. 5 de bâte avem ca și energie dintre tine și ceilalți. Sunt niște discuții aici în contradictoriu. Este o agitație privind o călătorie, privind o mutare pentru unii raci. Pentru tine avem 6 de monede. Uite, un ajutor pe care tu îl primești săptămâna asta, dar și un ajutor pe care îl vei oferi unei anumite persoane. 6 de monede vorbește despre bani, despre stabilitate din punct de vedere financiar și tot 6 de monede, să știi că vorbește despre un moment în care e ca și cum îți dai seama cât ar trebui să fii apreciat, îți dai seama cât anume ar trebui să primești. Arcana majoră, moartea, în inima ta, este o energie foarte profundă care vorbește despre schimbări majore din punct de vedere emoțional. Atenție, nu se întâmplă nimic fizic. În inima ta, da, se finalizează o etapă, se finalizează o situație, te maturizezi. Poate chiar reușești să-ți clarifici o situație privind dragostea, privind viața ta privată, privind relația cu un prieten. Și o schimbare care, uite, poate să apară în casă și în familie. Regina de cupe în mintea ta este energia ta în această situație și este clar că emoțiile te domină săptămâna asta într-un sens pozitiv. Îți vei asculta foarte mult intuiția, îți vei dori multă liniște, multă pace și să știi că vei reuși să rezolvi ceva în legătură cu un loc foarte drag sufletului tău. Da? Apoi avem puterea, o conexiune cu zodia Leu pentru unii dintre voi. Cineva vrea să lupte pentru tine, cineva vrea să se afirme. Mai văd o persoană care se simte foarte atrasă de către tine, pentru unii dintre voi. Apoi avem Regina de Băte.
Aici poți avea o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Dar, în alte cazuri, e clar că regina asta de bâte vine și te încurajează, vine și te susține într-o anumită situație. Pentru alții, regina de bâte poate să însemne și o rivală, da? O persoană pe care nu prea o suporți tu. Însă, vede aici pe cineva care este foarte hotărât sau hotărâtă în legătură cu un drum, în legătură cu o schimbare, cu o relocare. Cartea faietonului te reprezintă pe tine în tarot și să știi că este energia generală, da, pentru acest an 2023. Deci, cu siguranță pentru unii raci se iau decizii importante săptămâna asta din exteriorul vostru, voi nu prea sunteți implicați, care țin de o mutare, de o relocare, de o schimbare foarte mare, dar văd și un succes pentru tine din punct de vedere profesional. Dragii mei raci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus. Apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare, cum anume să devii membru și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile. Ai acces cu o săptămână înainte pentru fiecare zi în parte și știi ce se întâmplă cu zodiile de care ești tu interesat, că ai acces la toate zodiile, deci nu e doar pentru rac. Ai acces și la previziunile bonus pentru luna august și acolo ai analizat fiecare aspect în parte, în ordine cronologică, ai zilele pozitive, zilele mai puțin pozitive, deci ai tot ce trebuie acolo. Te invit cu drag, a venit și pisica și îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, este o funcție gratuită pentru toți și acest aspect mă ajută pe mine foarte mult. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.